Salut, sunt Sorin Demian din Oradea, din Biserica Betania. Așa, ce te-a făcut să vii la școala de închinare? Am aflat de școala de închinare de la un lider din biserica noastră și a fost interesant. Așa că am zis să vin. Tu ce an ai terminat acum? Primul an. Primul an, ok. Ce ai experimentat aici? Pentru asta sunt mai bucuros, de fapt. Am ajuns la un alt nivel, mi-am schimbat toată viziunea despre ceea ce înseamnă laudă și închinare. Am gustat mai mult din Dumnezeu. Fain. Ce ți s-a părut a fi mai greu? Prima zi. De ce? Zi. Da, oameni noi, nu cunoșteam pe nimeni. Am zis că, ce fac o lună aici, da? S-a schimbat lucrurile din a doua zi. Sau chiar din prima zi. E un lucru bun. Ai avut vreun profesor preferați? Toți profesorii. Și ceva mai special la vreunul? Brother Picker. Brother Picker. Și San. Aha. Un sfat pentru cei ce vor să vină la școala de închinare și nu sunt siguri? Păi să începeți să lăudați și să vă închinați, să nu vă mai înclinați.